trei vulpi au fost descoperite moarte de localnici sau de pădurari pe raza localităților Turdaș, Gura Sada și pe fondul de vânătoare Ruda Brad. În satul Gura Sada, vulpea a intrat în gospodăria unui localnic, iar după o luptă purtată cu câinele bărbatului, sălbăticiunea a murit. Anunțați de localnici, inspectorii sanitari veterinari au prelevat probe, care au fost trimise ulterior la București, iar temerile specialiștilor din județ s-au confirmat. Avem trei focare pozitive la rabie, cu confirmarea primită ieri, buletine de analiză, pe teritoriul comunei Turdaș pe DN7, la Gura Sada, în gospodăria unei persoane fizice și pe fondul de vânătoare de la Ruda Brad. În urma confirmării, se vor pune în aplicare măsurile sanitare veterinare de supraveghere a efectivelor de carnasiere pe teritoriul administrativ al comunelor respective unde s-a declarat rabia. Pe o perioadă de 14-21 de zile se vor supraveghea îndeosebi câinile și pisicile. Se va face un recensământ al lor pe unitățile teritoriale respective. În cadrul gospodăriei de la Gura Sada, unde s-a constatat cadavrul vulpei ucis în urma bătăii cu câinele. Câinele se ține sub supraveghere, este legat, iar dacă apar manifestări nervoase, se va eutanasia. În această perioadă, la nivel național, se desfășoară o amplă campanie de vaccinare a animalelor sălbatice împotriva rabiei. În județ, vaccinarea va începe în 28 octombrie și se va face aerian, dar se vor amplasa momeli ce vor conține vaccinul antirabic și în scorburi până în 6 noiembrie.